Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Sfințite Părinte Paroc, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacuvioase Părinte, Preacucernice Părinte Paroc, drept slăvitori creștini, din mila lui Dumnezeu am ajuns, iată, în Duminica a patra a Sfântului și Marelui Post al Paștelui. În fiecare an, în această duminică, îl pomenim pe unul dintre mari dascări ai rugăciunii și nevoitori sau ostenitori ai vieții Bisericii, Sfântul Cuvios Ioan Scărar. Am luat aminte cu toții că s-au citit două pericope evanghelice. Prima, închinată duminicii de astăzi, a patra al Colosalii, și a doua, închinată Sfântului Ioan Scărar. În prima, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, capitolul 9, versetele 7 până la 32, am luat aminte cu toții că a fost relatată minunea vindecării fiului lunatic. Din mila lui Dumnezeu și în așezarea Bisericii, în rânduiala ei, anul acesta, 2024, a fost închinat pastorației bolnavilor și tuturor sfinților tămăduitori sau vindecători fără de arginți. Tuturor doctorilor fără de arginți. Sfinți taumaturgi. La câțiva, având și noi multe evlave și închinându-ne și rugându-ne, cum ar fi Sfântul Mucenic Pantelimon, Sfântul Nectare, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Ioan Rusu și așa mai departe. Din Evanghelia de astăzi, a vindecării fiului lunatic, vedem cum noi, cei mai mulți dintre noi, venim pentru sau cu copiii noștri, cu apropiații noștri, frați, surori, neamuri, rude, să ne rugăm cu ei și pentru ei, mai ales atunci când sunt bolnavi. Care dintre părinți nu se regăsește astăzi aici, acum, în această pericope evanghelică? Care au copii încercați și ei de diferite ispite, boli, neputințe, vicii și patimi. Ne spun preoții capelani din spitalele noastre câți părinți aleargă întristați și îndurerați la Sfintele Altare din spitale, la preoții slujitori, capelani de acolo, rugându-se pentru copiii lor, aflându-se în diferite boli și neputințe, poate unii chiar pe masa sau înaintea unei operații, sau pe masa de operație. Astăzi, confruntându-ne inclusiv la copii cu multe boli, cu multe neputințe, unde ați mai auzit acum 30 de ani până oară de atâția copii bolnavi de cancer, ori bolnavi de diabet, ori având probleme cardiologice, cardiovasculare, copii fiind, și așa mai departe. Și toți acești părinți, dragi de ei, vin la Sfintele Altare precum odinioară acest tată îndurerat, cu mai multă sau mai puțină credință, dar toți disperați fiind și având totuși o fărâmă de nădejde și de încredere că Dumnezeu, dinpreună cu medicii, vor vindeca pe fiul lor, pe fica lor.
Câți dintre noi nu venim cu copiii noștri sau pentru copiii noștri rugându-ne să fie izbăviți de diferite vicii, jocuri de noroc, beție, consum de droguri și alte patimi, anturaje păguboase și nefolositoare sau potrivnice, care îi strică sau care i-a stricat. Și venim cu lacrimi, cu lacrimi pe obraz, cerându-i lui Dumnezeu alinarea și izbăvirea lor. Și El, Domnul și Mântuitorul nostru, îi tămăduiește pe toți. Pentru că este milă de noi, de toți. După cum și Tatăl Fiului Lunatic a spus, Doamne, dacă poți face ceva, fiindu-ți milă de noi, fă. Și Mântuitorul i-a spus, dacă ai credințe, toate sunt cu putință celui ce crede. Și omul în sinceritatea lui, și în onestitatea lui, și în neputința lui, și în disperarea lui, a zis, cred, Doamne, nu cât ar trebui, nu cum ar trebui, dar restul împlinește Tu, adaugă Tu, rotunjește și desăvârșește Tu și ajută-ne credinței mele. Și nu pedepsi pe acest copil, pe acest fiu al meu pentru neputințele, nevredniciile, păcatele sau viciile ori patimile mele. Ci fie-ți milă de el și de mine și de fapt de noi, de toți. Și tămăduiește-mă pe mine de necredință, iar el, pe el vindecă-l de neputința ce l-a cuprins. Căci iată, Doamne, de mult să chinui așa. Și se aruncă în foc și în apă și nimic nu îi se poate face atunci când este în crize. Și am fost și la ucenicii tăi și n-au putut. Dar am venit și la tine. Cu nădejdea și cu încredințarea că Tu vei face, că Tu poți. După cum și noi mergem cu copiii noștri la medici, la diferite spitale, la diferite tratamente și nu pot ei singuri, doar ei, de multe ori, să-l vindece pe cel bolnav, dar cu ajutorul lui Hristos, cu invocarea Lui în rugăciunile noastre, cu participarea la taina Sfântului Maslu și la toate slujbele Bisericii, mai ales la Sfânta și Dumnezească Liturghie, copiii, fiii noștri să vindecă și astfel ne vindecă și pe noi de necredință și de îndoială și de disperarea și de deznădejdea în care am căzut. Că Hristos Domnul îi tămăduiește și ne tămăduiește pe toți. El a spus un cuvânt greu atunci. O, neam necredincios, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai răbda pe voi? După cum ne-ar spune și astăzi. Uitați cât sunteți la biserică atunci când nu sunteți bolnavi sau nu aveți pe nimeni bolnav. Și uitați cât veniți la biserică când vă este focul la degete, când vă arde. Adică și noi, astăzi, ca cei de atunci, după interes, mulți dintre noi profităm de Mântuitorul atunci când avem mare nevoie. Iar apoi, după aceea sau înainte, nu avem timp că suntem prinși cu multe, ocupați cu multe. Suntem cei drept. Dar, în primul rând, noi trebuie să fim ocupați cu și de Hristos. În viața noastră, El trebuie să aibă întâietate și prioritate. Iar când, vindecat fiind copilul, zăcând ca un mort, de mulți credeau că a și murit,
Vă dați seama ce epuizare, ce consum era acolo, cum e la orice bolnav, după o boală grea sau după o operație grea, după o încercare grea. Și când Mântuitorul a apucat de mână pe copil și l-a redat sănătos statului său, familiei sale, neamului său, ucenicii au întrebat, Doamne, dar noi, că știi că întâi a venit la noi, de ce n-am putut face aceasta? Pentru că toate acestea, închideți vă rog ușa în spate. Pentru că toate acestea nu se pot face decât cu rugăciune și cu post. De aceea suntem chemați să ne rugăm în tot locul și în tot ceasul. Cu timp și fără timp. Pomenindu-L pe Hristos, în rugăciunea neîncetată a inimii sau a minții, pe care o putem spune oriunde, o putem rosti oriunde și oricând. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosilor, păcătoasa. Și pe care o putem spune, deci, și în mijloacele de transport, și în trafic, și în metrou, și în tramvai, și în autobuz, și la birou, și acasă, și la serviciu, și în oraș, și când pleci, și când vii, și când te întorci. Și apoi, cu post. Cu postul gurii, cu postul mâniei, cu postul de bucate, dar mai ales de păcate. Înfrânându-ne de la cugetarea celor rele, de la gândirea celor viclene, de la vorbirea celor deșarte. Așa putem noi să ne vindecăm. Și așa putem fi noi vindecați. Cu rugăciune și cu post. Care rugăciune și post nu trebuie să fie doar în perioada postului. Ci permanent. Începând sau pornind din post și dincolo de el. Căci tot timpul suntem chemați să ne rugăm și tot timpul suntem chemați să ne înfrânăm. Că dacă am fi noi înfrânați și am renunțat la multe din deșertăciunile și netremniciile, ori nevredniciile acestei lumi și acestui veac, cu siguranță nu am fi afectați de atâtea boli, neputințe, slăbiciuni, greutăți, vicii sau patimi. Iar dascălul nevoinței și al rugăciunii Sfântului Ioan Scăraru, cel care a trăit în a doua parte a secolului al cincilea, al șaselea, pardon, și în prima parte a secolului al șaptelea, răposind, adormind în Domnul în anul 649 în muntele Sinai, el fiind palestinian de origine, ce ne învață acest mare trăitor pe muntele Sinai, în marea lui operă, scara și în cele 30 de trepte sau capitole ale acestei lucrări monumentale, care nu trebuie a fi citită doar de către monahi și care este citită de călugări în mănăstirile noastre, mai ales în această perioadă a postului, dar ea este destinată și dedicată oricui. Și acolo, în această carte, scara virtuților, sau scara paradisului, sau a raiului, în cele 30 de capitole sau trepte, Sfântul Ioan Scolasticul, adică cel învățat, sau scărarul, ne învață cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să postim, cum trebuie să ne înfrânăm, cum trebuie să viețuim și să ne nevoim noi spre a ajunge să-L cunoaștem pe Hristos, să-L vedem pe El, să ne întâlnim și mai ales să ne înveșnicim cu El. E o lucrare și o carte pe care vă recomand. Ea este tradusă. Este volumul nou al Filocaliei, dar este tradusă și de sine stătător, carte separată. Și o găsiți. Merită a fi citită. A fi lecturată și mai ales a împlini ce scrie acolo în ea. De aceea Biserica îl pomenește în fiecare an la 30 martie, dar și în Duminica a patra din post pe Sfântul Ioan Scăraru, pentru că este unul din marii părinți și
nevoitori și duhovnici și învățători ai Bisericii, care ne învață pe noi tainele mântuirii și ale înveșnicirii și ale dobândirii Împărăției lui Dumnezeu de către noi oameni. În sâmbătă, în dimineața sâmbete de florii, sâmbetei lui Lazar, în urmă cu 2 ani, adică la data de 16 aprilie 2022, dimineața în zori, pleca la Dumnezeu Părintele Arhimandrit Nicodim Timulescu, Părintele nostru duhovnicesc. Iată că se împlinesc deja 2 ani de atunci, din sâmbăta lui Lazar, 16 aprilie 2022, sau sâmbăta floriilor. Și a fost înmormântat în marțea din săptămâna cea mare a Sfintelor și Dumnezeieștilor Pătimiri. Și am venit astăzi cu toții, cu mult drag și dor, să-L pomenim și să-L evocăm. Ieri i s-a făcut parastas și slujbă de pomenire la Mănăstirea Crasna, în cadrul Sfintei Liturghii și mai ales după aceea, inclusiv la mormântul Său. Iar astăzi, părinții, fii duhovnicești și noi, toți fiii Lui duhovnicești, am venit să-L pomenim și aici, așa cum am făcut-o și în dățile în anii trecuți, la soroacele trecute, să-L pomenim și să ne rugăm pentru Părintele, care, între multe altele, avea 3 mari calități. Le veți reține ușor, pentru că toate 3 sunt cu B. Bunătatea. Era un om bun. Dar știa să împletească bunătatea și cu corectitudinea sau onestitatea. Blândețea. Era un om blând. Un om cald. Dar știa când era momentul, când era cazul, să împletească bunătatea cu fermitatea sau cu atitudinea ușor radicală sau puțin intransigentă. Dar rar se întâmpla aceasta. Trebuia să fie extrem de supărat sau de mâhnit ca să aibă o asemenea atitudine. Și a treia calitate, bonomia. Era un om bonom, voios, carismatic, cu șarmă. Dar știa să îmbine bonomia și cu demnitatea. Nu mai spun de eleganță cu care se știa purta în orice context, în orice împrejurare. V-a să zic că era un om bun, blând și bonom sau jovial. Un om cald, un om plăcut, cu timbrul lui inconfundabil, cu ținuta lui impecabilă, cu eleganța lui sacerdotală și monahală, dusă la superlativ. Un om viu în replici, lucid în decizii, extrem de atent și de fin la nuanțe, la detalii. Și totodată un om atât de cordial și de jovial, că te duceai la el, ca fiecare dintre noi, cu apăsările noastre, cu greutățile și cu gândurile și cu necazurile, ori încercările noastre, și te întorceai de la el cu o bucurie, cu o bună dispoziție, cu o voioșie, pe care uneori poate nici nu știai să ți-o explici, ori să o descrii. Așa era Părintele Nicodim, cel care a școlit ucenicii pe lângă mari părinți ai Lavrei Râmețului de odinioară, ucenicii pe lângă Părintele Arsenie Praja, și apoi, după ce a venit la Crasna, apropiindu-se și fiind apropiat părinte de mari părinți duhovnicești ai țării noastre de atunci, din vremea aceea,
de Părintele Arsenie Papacioc, de Părintele Gabriel Stoica, de Părintele Teofil Bădoiu de la Mănăstirea Slănică Arge și de mulți alți părinți. Îi știa pe toți, îl cunoșteau toți, îi prețuia pe toți și îl respectau toți. Era o admirație sinceră, reciprocă. Am avut ocazia să-i văd întâlnindu-se doi părinți, Părintele Arsenie Papacioc cu Părintele Nicodim la Techirghiol, și să văd bucuria cu care s-au întâlnit doi oameni care se știau de vreo 50 de ani și care se respectau și prețiau întotdeauna la același nivel, în același mod. Ei sunt pentru noi modele și repere demne de urmat. Dar haideți, fraților, să-i urmăm. Să ne însoțim cu ei, rugându-ne pentru ei și pomenindu-i pe ei, evocându-i și invocându-i pe ei. Mulți dintre marii părinți duhovnicești la anul vor fi trecuți în calendare. Slavă lui Dumnezeu! Eu sunt bucuros când îi aud pe mulți oameni credincioși de-ai noștri, pomenindu-i pe mari părinți duhovnicești greci sau ruși, sau părinți, marele majoritate greci din diaspora, evocându-i, pomenindu-i, citindu-le cărțile, lucrările, cunoscându-i foarte bine, mergând la mormintele lor cu multe evlavie. Da, iubiți credincioși, de acord. Să mergem în continuare, dar să nu uităm că în aceeași măsură, cel puțin în aceeași măsură, avem și noi, părinții noștri duhovnicești, extraordinari. Și nu știu dacă e cinstit, omenește vorbind, să-i știm mai bine pe cei de alt neam, fără a exclude, atenție, să nu fiu înțeles greșit sau răstălmăcit, deci fără ai ști foarte bine pe cei de alt neam, dar ai ști foarte puțin sau îi cunoaște extrem de puțin pe ai noștri. Mi-a fost dat să cunosc oameni care îl știau foarte bine pe cuviosul Paisia Gioritu și am fost într-o admirație. Dar când i-am întrebat de Părintele Cleopa, a spus la Sfinte, cum asta? Haideți întâi să-i cunoaștem pe ai noștri. Nu o spun asta dintr-un patriotism neapărat, dar... Dacă mergeți astăzi în Ploiești, în București, haideți că poate în zona asta îl mai știu, l-au mai cunoscut, dar așa. Și întrebați de Părintele Nicodim Dimulescu, câți credeți că îl știu? Și a fost un om atât de înțelept, care ar fi meritat sau ar merita să fie cunoscut și recunoscut de către noi de mulți, de către cei mai mulți. Sau alți mari părinți ai bisericii. Repet, să-i cunoaștem pe cei de alt neam, dar întâi să-i cunoaștem pe ai noștri. Că este exact ca cei care, într-o mare admirație, vizitează și cutreieră lumea, dar nu-și cunosc propria țară. În condițiile în care și noi avem locuri binecuvântate de Dumnezeu, care seamănă cu cele din grădina Raiului. Să ne ajute Dumnezeu ca din Evanghelia de astăzi să înțelegem că toți avem boli și neputințe. Că Hristos Domnul în această Evanghelie, în această minune, asta a vindecat, boala și neputința. Și iată că boala copilului a fost desăvârșită și completată, rotunjită de vindecarea de necredința tatălui său, ori de îndoială. Sunt oameni care, după un asemenea eveniment în viața lor sau al familiei, al copiilor, al membrilor familiei lor, bolnav fiind foarte grav, deci după o operație sau după o ședere mai lungă în spital, se transformă, se convertesc. Precum odinioară s-a convertit acest tată al fiului acestuia lunatic. Deci să înțelegem că Hristos, Domnul, este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, tămăduitorul a toată boala sau neputința din popor.
După aceea să înțelegem că Sfântul Ioan Scărarul nu este doar pentru monahi a fi cunoscut, citit sau recunoscut, și pentru noi toți. Să înțelegem că boala și neputința se vindecă cu post și cu rugăciune. Cu rugăciune și cu post. De aceea venim și la taina Sfântului Mazur, fiindcă avem nevoie de rugăciune pentru vindecarea sau tămăduirea noastră. Și apoi, nu în ultimul rând, când avem ocazia să ajungem la crasna, la mormântul părintelui, să aprindem o lumânare, o candelă, să-i ducem o floare, că tot îi plăceau florile. Când venea în Grecia și mai ales când se întorcea, nu se întâmpla, atunci încă nu erau atât de bine dezvoltate aceste sere de flori la noi. Și întotdeauna cumpăra semințe întregi și bulbi de diferite flori din Grecia și inclusiv din Bulgaria. Știa, cunoștea sfinția sa câteva sere și trebuia să-i facem loc în mașină și să-i pregătim mașina să poată duce și lua toate florile pe care el le știa și le cunoștea foarte bine. Și vă aduceți aminte cei care ați fost că acolo, în fața chiliei sfinției sale, era o grădină cu flori superbă. Și îl surprindeam de multe ori cum le curăța el, le plivea el, le altoia, le îngrijea, le uda el. Asta după ce răspundea la sute de mii de scrisori, vorbea cu toată lumea, avea o vorbă bună și un cuvânt bun pentru toți, mai avea timp după ce participa și la slujbele bisericii și era prins și cu administrația și cu buna chivernisire a mănăstirii, avea timp și de flori. Să-l ținem minte pe părintele, pomenindu-l cu drag și dor, măcar și doar pentru aceste trei calități, pe care vi le-am enumerat așa ca să le rețineți cu ușurință, începând toate trei cu litera B. Bunătatea, blândețea și bonomia Lui. Sunt convins că Dumnezeu i-a făcut parte în cer de o grădină cu flori. De aceea am venit astăzi, sau și de aceea am venit astăzi, să ne rugăm, să-L pomenim, să-L evocăm pe El, ca să ajungă în grădina cea binecuvântată, cu multe flori din Edenul sau Paradisul lui Dumnezeu. Adică în grădina cea nesfârșită și binecuvântată a Raiului, a Împărăției Celei Cerești și Veșnice a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, de care să ne facă Dumnezeu și pe noi părtași, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.